Bun găsit, stimați telespectatori, alături de mine Diana Șoșoca. Bună ziua, ce alte prezentări. Mă bucur că am lângă mine un extremist, nu? Parcă așa vi se spune. Nu, eu sunt o naționalistă. Nu, extremiștii sunt la putere, ei au omorât oameni dar și au aruncat în stași negri de plastic. De ce credeți că tot insistă ei cu ideea asta de extremist? În primul rând le este frică, le e frică de justiție. Iar eu reprezint justiția. Adevărata justiție care trebuie să facă dreptate, nu? Pentru că ne-au furat destul, ne-au distrus destul. Asta e un mesaj foarte intransigent. Și mai nou, oarecum, nu, asta cu justiție. E de foarte mult timp de când am apărut, pentru că am apărut pe acest fond al justiției. Trebuie să se facă dreptate. Aveți pregătit ministrul de justiție? Avem pregătit tot. Șef la DNA? Da. Nume? Nu. La Baia Mare? Cineva la Baia Mare pregătim foarte multe lucruri pentru că dar aici nu, s-au... Trebuie să-mi spuneți ceva nu, concret. Nu, vă spun nimic concret. Nu, că nu e momentul. Cine e șef la Maramureș? Am numit ieri o nouă echipă și președinte este, nu o să fie din Baia Mare, o să fie din Sighet. Da. Domnul Iuga Nicolae, care e și consilier local. Cât vă așteptați în Maramureș să luați? Foarte mult, sunt foarte iubită în Maramureș. Am înțeles cel puțin în Sighet, 7 din 10 locuitori o iubesc pe Diana Șoșoacă. Și restul aur sau care? Nu, restul probabil că nu și-au expus da, punctul de vedere, dar așteptăm și pe ei să avem 100%. Sau ați răspuns probabil. De ce a fost despărțirea asta de aur? Nu mergea. Păi da, noi eu cred că am mai vorbit. Nu, dar în primul rând AUR este un partid al sistemului. Eu cât am stat în AUR, i-am băgat în Parlament cu rețeaua profesioniștilor, că altcineva nu era. Al sistemului? Da, în este al sens? Sistemului. Este făcut de Dâncu, este aripa tânără a PSD-ului. Ca dovadă că domnul Simion acum urlă că primește pe oricine, indiferent de trecutul lui. Păi așa refacem noi România cu aceeași mărie, cu altă pălărie, cu oameni, cu rebuturile societății românești, cu toți infractorii care sunt pe post de politicieni și care intră iar în politică? Dar mai bine ești în opoziție, nu vă supărați decât să ai toate rebuturile și toți infractorii. Păi există deja un grup infracțional organizat care conduce România. Tot așa ne întoarcem, îl reîmprospătăm cu alți infractori, alți condamnați, alți hoți și alți anti-români? Doamna Șoșoacă, spuneți-mi, de ce tot partidul ăsta se învăte în jurul lui Șoșoacă? De care partid? SOS-ul. Păi da, SOS este Diana Șoșoacă, e partid de lider, unicul partid de lider. Bun, dar dați-mi niște nume de oameni. Da, aveți, dacă nu vă uitați ce să vă fac. Este doctorul Iulian Șerban de la Iași, care e secretarul general, un medic chirurg de excepție, recunoscut în toată Moldova, care în 2020 a fost primul medic înainte de Răzvan Constantinescu, care a primit vot de blam din partea Colegiului Medicilor pentru că a ieșit, a avut curajul și a spus nu există pandemie, nu există COVID, nu trebuie să purtați mască, nu vă vaccinați. El a fost primul medic deci din România. Deci un potențial, știu, ministru al sănătății. Este posibil. Dacă dânsul dorește, eu îl văd un om extraordinar pe ca la Ministerul Sănătății. Este tot de la Iași, de exemplu, domnul Dragomir Tomașeschi, care a și fost prefect în urmă cu vreo 10-12 ani și a încercat să facă curățenie și a și reușit în mare parte în titlurile de proprietate, pentru că problema Iașului, unde eu sunt senator, e vorba de hoțiile care se fac și falsurile cu privire la proprietăți și aici ar trebui să știți că în Maramureș aveți grave probleme cu composesoratele. Deci eu am adus în cadrul Comisiei pentru Cercetarea Abuzuri nenumărate cazuri din Maramureș și credeți-mă ce acte mi-au putut veni de la OCPI, care multe sunt falsificate și introduse în sistemul civil, nu se poate. Falsificate acum? Da. De când e România Mare, să spunem? Da, care e România Mare? România Mare nu mai e de 100 de ani. Mă rog, 1918. Da. Știți că a fost OCPI-ul ăsta tot timpul, la vremea respectivă, se numea Cartea Funciară. Da. Și uneori mai zic Cartea Funciară. Și când au părăsit autoritățile maghiare Ardealul, primul lucru a fost partea asta de fond funciar, să știți că a fost Să știți că cea mai mare... Și la venirea lor, să știți, primele trupe, da, au venit ofițeri de informații și primul lucru au mers la... Normal. La arhive și au pus mâna. La fel și când au plecat în 44. Și e o falsificare totală. Mă rog, sau trebuie dispărut... făcută ordine. Nu a dispărut nimic, există, să știți, dubluri. Serviciile secrete ale României ar trebui să lucreze pentru români. Spuneți-mi, o parte lucrează. Candidați la europarlamentare? Probabil că da.
Nu știu, nu pot să vă spun. Dați-mi un răspuns nu concret acum să ceva. Vedești, dar... Mai avem o lună, Doamne, două. Știți cum sunt femeile? De la femei nu scoți decât când vor ele. Încercați și ce să vă împiedicați ele. Atunci. Nu, eu nu m-am împiedicat niciodată. Nu, alții s-au împiedicat de mine și și-au rupt picioarele și unii dintre ei. Deci s-ar putea să vă găsim pe listă. Este posibil, dar mai ales că oamenii cer acest lucru. Candidați la... Ce urmează? La președinție? Păi se pare că poporul român își dorește ca Diana Șoșoacă să candideze, cel puțin diaspora mi-a și solicitat, nici nu se poate să nu, și în țară, pe unde mă duc, Diana Șoșoacă președinte. Dacă mai trăim până atunci, dacă vor mai fi alegeri la prezidențiale, cine știe ce se mai întâmplă, nu vedeți, bate războiul la ușă. Doamne ferește! Apropo, ce mesaj dați oamenilor vis-a-vis de nebunia asta cu războiul? Diana Șoșoacă poate să, nu să garanteze, să asigure populația că dacă vine Diana Șoșoacă... Nu va fi război. Cu mine la putere nu va fi să război. Să nu-și trimită oamenii copii... În... Nici nu-și vor trimite, gândiți-vă că și-o am copii. Cum veți face? Foarte frumos, relații diplomatice. Totul pe diplomație se poate rezolva. Cum până acum am reușit de două ori, da, să anulez ordinele date de la Cotroceni, care sunt venite pe via Washington-Bruxelles, ca România să intervină în războiul ăsta care nu ne aparține, ucrainean-rus. Să intervină în ce sens? Cu trupe? Da, bineînțeles. Păi, dar nu sunt ordinele de chemare? Am nenumărate. Am făcut nenumărate sesizări la Ministerul Apărării. Că doar vrem să verificăm. Cum vrei să verifici când tu, chiar acum m-au sunat, erau niște români din Austria, doamna Diana, ne-au venit ordine de chemare. Păi unde sunteți? Păi, dar noi locuim în Viena. Foarte frumos, aduceți la cunoștință că locuiți în Viena și că nu vă puteți prezenta. Dacă vor să vă plătească drumul dus întors, ziua de lucru și așa mai departe. Păi cum adică? Ei v-au alungat din țară și munciți în altă țară și întrețineți totuși și PIB-ul României și tot voi să vă duceți să apărați, să se ducă ăștia îmbuibați, ăștia care sunt în ministere, care nu mai știu să se miște decât cu șofer la scară. Sunteți acuzată că sunteți pro-putinistă. Nu, sunt pro-româncă. Numai pro-româncă. Și face jocurile Rusiei. Nu, fac jocurile României. Datorită mie, România nu e în război. Și datorită mie nu s-au trimis trupe în Ucraina să ne luptăm cu rușii. Și ce facem cu partenerii strategici? Partenerii strategici trebuie să ne respecte ca o țară independentă și suverană. Asta trebuie să fim. Iar aici, datorită poziției noastre geostrategice, trebuie să ne păstrăm neutralitatea, așa cum și-a invocat-o și Ungaria. Și Ungaria e țară membră UE și NATO și totuși își menține neutralitatea. Zboară la Moscova, zboară la Washington, zboară la Beijing, zboară la Bruxelles. Îi joacă Victor Orban pe deget. Ungaria a fost imperiu. Păi și ce dacă? Și noi am fost imperiu. Imperiu pe Lazgo Dracogetodac, cel mai mare imperiu al tuturor timpurilor. Și noi aici s-a născut civilizația. Iar dumneavoastră sunteți daci liberi. Din partea dumneavoastră doresc efectiv verticalitate, curaj și luptă. De ce vă temeți? De nimeni și de nimic. Îl am pe Dumnezeu și când ai... Am văzut că de sos nu vă temeți. Nu. În politică nu există sos-soție. Nu discute așa ceva, că eu nu pic în capcana cancanului. A noastră sau la ce vă referiți? A jurnaliștilor. Nu mă interesează cancanul. Dacă e lucrătură de marketing, e nu, genial. Absolut deloc, pentru că eu nu mă cobor la nivelul grobianismului. Să se coboare cine dorește. Un pic, vorbiți de soțul noastră. Este în acte. Eu sunt foarte intransigentă. La mine nu există așa ceva. Am tranșat acest subiect și am ales România și poporul român. Punct. Este o luptă mult prea dură. A zis că e omul PSD-ului, nu? Da, este omul și PSD-ului, bineînțeles. Este plătit de ei. Că la un moment dat se spunea de dumneavoastră că domnule, în istoria, dacă făceam jocul PSD-ului, nu mai eram atât de ostracizată cu atâtea dosare penale făcute de PSD și cenzurată la toate televiziunile, acuzată de toate mizeriile, înjosită, insultată. Nicio problemă. Eu am formulat plângeri penale împotriva tuturor televiziunilor, inclusiv împotriva domnului prim vicepreședinte expus din Partidul SOS România. Cine încalcă legea va avea din partea mea ceea ce merită. Eu sunt un om intransigent. Pentru țara mea și pentru poporul meu, ajungând pe lupta asta, nu mai am nimic de pierdut. S-a terminat și mi-au dat de ales între familie și popor și țară. Am ales poporul și țară. În istoria acestei țări au existat oameni remarcabili ca mine.
Da? Nu mă mai interesează modestia. Eu știu ce valoare am și știu ce am făcut și ceea ce fac pentru România și cât de apreciată sunt la nivel internațional de toate mediile, inclusiv de dușmani. Și ei mă apreciază. Și când dușmanul te apreciază, înseamnă că ai o mare valoare. Stă o secundă. De-a lungul istoriei, toți conducătorii adevărați ai României au fost trădați. Cine te-a trădat primul? Familia. Aduceți-vă aminte cum se omorau între ei frații, soț, soție și așa mai departe. Vă mai aduceți aminte de Cocuța Vogoride? Că toți sunt senatori de Iași. Care, atunci când l-a prins pe bărbasul că trăda interesul națiunii, a luat acele scrisori, le-a făcut publice și datorită acestei femei remarcabile s-a putut face unirea? Ei, uite, Miron Manega de la Certitudine m-a comparat cu Cocuța Vogoride. Sunt mândră. Alții mă consideră a doua Regina Maria. Sunt mândră și le mulțumesc din suflet. Eu mă consider o româncă adevărată și sper să fiți cu toții români adevărați să salvăm țara asta. Bun, după alegeri, probabil, nu cred că veți avea 50% să faceți. S-ar putea? Nu, nu credeți că o să avem 50%. S-ar putea să avem 75% și va fi perfect. Eu nu-mi și dacă mă chinui mult, o să am și 100%. Se întoarce e perfect. Nicolae Ceaușescu a făcut lucruri foarte bune pentru România. Am avut o țară industrializată, am avut o țară agrară, nu exista un om fără muncă, nu exista șomaj, a făcut și multe greșeli. Dar, atenție, a avut niște oameni remarcabili. Da? El și-a plătit, atenție, a făcut să fim singura țară din istorie care și-a plătit vreodată datoriile. De-aia l-au și omorât. Cu greșelile de rigoare. Rușii spun că nu le-am plătit pe toate datorile. Poftim? Rușii. Ba da. Am plătit. Spun că în 49 ne-au iertat de nu știu câte miliarde de euro. Nu ne-au iertat cu nimic, că am plătit cu tezaurul. Și aici am avut o discuție în contradictoriu cu ambasadorul... Nu știu, ați văzut declarația lui Zaharova? Da, domne, lăsați. Acum, declarațiile sunt declarații. Eu vă țin cu România și vă spun un singur lucru. Am fost și sunt la momentul ăsta unicul om politic care a avut curajul în acești 34 de ani să se ducă pe teritoriul rusesc, adică ambasada Rusiei, pentru că este teritoriul rusesc, da? Toate ambasadele acelea sunt teritoriile lor. Și să deschidă problematica tezaurului. Nimeni n-a avut curajul în afară de mine. Ce v-a zis? Și să știți că am dat atunci și interviu, am și scris comunicate de presă. Nu i-a convenit, nu le convine, este un subiect pentru ei destul de închis, dar făcând interpelări, am aflat și vă invit să pe fișa mea de senator o să vă cruciți când o să auziți anumite chestiuni, inclusiv de pe vremea lui Ceaușescu, au fost încheiate niște acorduri în care s-a renunțat la tezaur. Inclusiv după 90 s-a renunțat la tezaur, vezi, doamne... În mod explicit? Da. Aici e problema. Am avut și noi trădătorii noștri. Cum mai avem tot timpul? Deci avem. E tara poporului român. Noi tot timpul am renunțat. Da, asta este. Nu. Eu vă spun un lucru. Dacă știm cum să ne jucăm cartea, dacă noi aici păstrăm polul neutralității, eu am început să refac și polul balcanic, mă duc din țară... Neutralitatea dacă suntem țară membră NATO? Există, n-are nicio legătură, nu a fost atacată nicio țară membră NATO, Dumnezeule! Ne-a atacat cineva? Suntem țară membră NATO. Turcia joacă cartea neutralității. Ucraina e și războiul nostru. De ce e războiul nostru? Pentru teritoriile din Ucraina, dar nu le-a atacat nimeni. Noi avem teritorii. Ucraina nu există. Nu, de Ucraina e vorba. Că e Ucraina să-și vadă de treaba aia, dar din 2014 e război acolo. De ce n-a sărit nimeni atunci? Să o întrebăm pe Merkel. Păi, avea și aranjamentele ei. Atunci îi convenea. Acum îi mai convine. Lasă că intră și ei în faliment, că nu mai au gaze. O să meargă, pe ce o să meargă? Pe insecte arse în cuptor? Pe ce o să iară? Cred că e a 10 oară vi se pune întrebarea, sau 100 oară. Mâine câștigați alegerile. Ce lucru? Le-am câștigat deja. Bun, totuși, trebuie să fac. Mai este o formalitate, nu? La vot. Trump a zis că va fi o zi dictator. Dar doar o zi. Îi trebuie. La noastră câte zile vă trebuie? O oră. Ce faceți în oraș? O să vedeți. Aveți omul la DNA? Da. Omul premier la aveți? Am peste tot. Bun, ce veți face? Primele decizii. Ca să păstrez aceeași notă, vă spun că primul lucru pe care voi face, voi cumpăra 500.000 de târnăcoape. Și cu aceste târnăcoape... Faceți un canal? Da, Dunăre București. Cu cine? Visul nostru. Cu nenorociții ăștia care au furat România și le luăm toate averile pe care nu le pot demonstra conform veniturile. Frumos,
chemați în fața justiției să dea cu subsemnatul, cu toate neamurile lor, hai să vedem cum stăm cu averile astea, cu conturile din străinătate, cu conturile lui României de pe vremea lui Ceaușescu, care au fost devalizate, și să știți că am găsit o normă internațională care îmi permite să caut în toate băncile din lume și să-mi recuperez banii. Și cei care au furat, de ce trebuie să îi bag eu în închisoare? Știți cât costă întreținerea unui pușcăriaș? 7500 de lei pe lună, că s-a mai modificat din cauza măririi prețurilor. Deci, ei ne fură sau sunt cei care fac crime, omoară sau pedofilii, da? Act sexual cu minorul și omoară în ce? Și pe urmă, tot eu îi plătesc după ce face infracțiunile astea, distruge norma socială, distruge liniștea socială, da? Distruge vieții unor copii sau omoară sau ne distruge toată economia și îi plătesc eu 7500 de lei pe zi. Doamne, să meargă la muncă, nu muncești și nu mănânci. Dar e simplu. Nu vedeți puțin că s-ar inversa scara valorilor și scara sancțiunilor? Acum faci pușcărie, îți plătește statul, mănânci, stai liniștit și așa mai departe, ai și cameră specială, nu mai vorbim că ăștia nici nu stau în pușcărie, știți, da? Sunt scoși frumos cu o anumită mașină și vin și ei din când în când și mai dau cu subsemnatul să-i mai vadă ceilalți condamnați. Deci, ies și pe recursul compensatoriu mai cer și despăgubiri de la statul român, adică tot noi proștii care după ce le-am plătit întreținerea, că vezi, doamne, dar nu te supăra când ai furat, când ai făcut crima, nu știai, cum adică lipsă de condiții decente, dar victima cine o despăgubește? Cine mai aduce mortul înapoi din groapă? Cine mai preface viața unui copil? Schimbați codul penal atunci. Bineînțeles, dar... Muncă silnică pe viață. Dar nu e vorba de muncă silnică pe viață, este vorba de o normalitate. Nu-i normal să despăgubesc un om că a stat el în închisoare și vai, n-a avut confort. Închisoarea este o sancțiune. Tu trebuie să plătești și îngrijește-te. Dar dacă erai în afara închisorii, nu trebuia să trăiești? Nu trebuia să muncești? De unde aveai bani? Economic, ce faceți? E economic? Da. Avem un foarte bun specialist, se află și aici, domnul Sorin Naș, care este președintele organizației județene Cluj și răspunde de organizare în tot Ardealul, care a și fost ministru secretar de stat la un moment dat și a mers pe ideea fondurilor suverane. Vă spun numai una dintre idei, n-am să mă bag în chestiune. Modelul norvegian. Nu numai ei, să știți că și China are vreo 5 fonduri suverane. Ce puneți în fondul ăsta suveran? Că nu mai e nimic de pus. Ba da. Dacă ar veni aici domnul Sorinaș să vă explice foarte bine, sunt banii românilor care se investesc în fondurile României și cu care se pot începe toate aceste lucruri. Deci nu puneți Petrom sau, știu eu, gazele. Petromul trebuie să revină în patrimoniul României ca toate celelalte, pentru că... Naționalizare sau cumpără mașini? Nu, dar în primul rând nu s-a respectat contractul de privatizare. Doi la mână, contractul de privatizare este un anus contra naturii juridice. Vorbesc foarte serios. Pentru că nu a fost semnat un contract între guvern și OMV. Este o lege. Cum Dumnezeu, unde s-a mai văzut vreodată în istoria omenirii ca un contract să fie votat ca lege de Parlamentul României? Știți de ce s-a găsit anusul ăsta contra naturii? Pentru că nu trebuia să răspundă nimeni. Știau că la un moment dat vor răspunde. De ce? Articolul 136 Constituție. Toate bunurile toate bunurile acestea sunt din domeniul public, aparțin statului român și nu pot face... Nu pot face și resursele și toate aceste bunuri nu pot face obiectul înstrăinării. Poți să dai în administrare, poți să dai în concesiune, poți să-l închiriezi. Nu poți să înstrăinezi și mai avem o problemă. Păi, noi toate... nu le-am înstrăinat. Nu. Uitați-vă, citiți bine ce e acolo, că s-a terminat. Nu e nicio exploatare. Și vă gândiți atunci să inițiați un proces sau direct o naționalizare? Nici nu-ți trebuie. Nici naționalizare nu-ți trebuie. Sunt niște procedee juridice. V-ați spus problema că vor fi reacții. Bineînțeles că vor fi reacții și noi am avut reacții și nu ne-a luat nimeni în seamă. Washington, Viena. Washington, cred că ar trebui să-și vadă de problemele din Statele Unite ale Americii, unde au 50% populație sub pragul sărăciei și să-și vadă de treburile lor. Dar la acel moment va fi Trump președinte și credeți-mă că vom avea un partener strategic extraordinar care ne va ajuta și ne va respecta ca o țară independentă și suverană. N-avem nevoie de Pampers la putere. De Pampers? Da. Da. Există un președinte care poartă Pampers, că nu mai poate să o mai ducă.
Îmi pare rău pentru dânsul. Probabil că trebuie să fie internat la un azil și să-și vadă de bătrânețele sale. Îi urăm mult succes și sper că America să-și revină, pentru că nu asta o reprezintă. Trump. Ați văzut că și la... Dacă nu iese Trump, tot iese unul ca Trump. Nu e nicio problemă. Că ce s-a întâmplat? Iese domnul Biden. Ce să facă Biden? Unde? La căminul de bătrâni? Unde să iasă? Cu tot respectul, haide să fim serioși. Că nici măcar serviciile secrete americane nu mai vor unul ca Biden. Bă, bune. Să știți că nu e așa. Nu vă mai duceți după tot ceea ce vedeți în media mainstream a noastră. Pentru că se dezinformează total. SOS România este unicul partid care are organizații în Statele Unite ale Americii. Da? Avem organizații. Avem români inclusiv în Congresul American. Avem și am luat legătura. Sunt niște oameni extraordinari și să știți că dacă vrem activitate diplomatică, românii noștri din America, și le mulțumesc din suflet, au început deja o activitate de lobby pentru România, așa cum trebuie făcută, nu cu obedienții ăștia, cu ghiocii ăștia care se duc aplecați. Mie îmi plac ghiocii aceia, știți că e un soi care se uită așa la soare ca floarea soarelui. Mie ăia îmi plac, ghiocii aceia superbi. La prov. Cine? Lavrov. Nu, eu vorbesc de ghiocei care se uită la soare, nu la Lavrov. Bine, da? Lavrov e la figurat. Acolo. Bineînțeles. Iar mai e ceva, aici, chiar aici la Maramureș, avem un sediu care ni s-a dat cu contract de comodat de către un maramureșan care trăiește în America de 30 de ani și căreia vreau să-i mulțumesc din tot sufletul pentru ajutorul acordat Partidului SOS România și da-ți foarte numele, mulți... dacă nu-i secret. Domnul Covaci. Și vreau să vă spun că mai avem în țară oameni, cetățeni români care trăiesc în Statele Unite ale Americii și de 50 de ani și ne-au dat casele dânșilor să le avem pe post de sediu ca să ne poată ajuta și ei să ne dea o mână de ajutor. Rute sau Iohannis la NATO? Diana Șoșoac. Acum nu puteți fi... Ba da, hai să vă spun de ce. Nu credeți, nu? N-am telefonul aici să vă arăt. Evenimentul zilei, ieri, a făcut un sondaj, mă rog, câteva zile. Și ne-a făcut cineva un screenshot, pentru că evident, ca și atunci... Atunci vă întreb direct. Stați, domne, un pic, lăsați-mă să vorbesc, vedeți? Dumneavoastră sunt... Lăsați că mă așteaptă. Să văd cum reacționați la diferite... Deci, două secunde. Nu, ce să reacționezi? Vreau să reacționați bine, că puneți întrebări și nu vreți răspunsul. Și oamenii săraci vor fi condamnați la neștiință. V-am întrebat, Iohannis sau... Nu, domne, în sondajul ăla, că am și râs, nici nu m-am gândit vreodată în viața mea că aș putea candida la NATO, dar am ieșit cu 57%. Păi, desfințat dacă ați ajunge. De ce? Nu, aș face în sfârșit un NATO adevărat pentru omenire, pentru pace, nu pentru războaie. Da? Și ONU, unde se află ONU? La New York. Am înțeles. Și stă acolo, bine mersi, nu mai trimite trupe de pace pe nicăieri, nu? Vai și... de mama lor. Mama cui? A lor. Păi ce mai au mamă? Ăștia nici tată nu mai au. Ăștia au tată și părinte 1 și părinte 2. Rute sau Iohannis? N-au zis Diana Șoșoacă și pe cuvântul meu chiar mă gândesc când voi depune candidatura la NATO. Ca secretar general. Păi trebuie să vă propună cineva. Mă propune. Domnul Iohannis merge din partea României. Da. Eu nu sunt eu rusofilă, să mă propună Rusia prin intermediul Turciei și Austriei. Da, cu Austriei și ăștia cum rezolvăm cu Schengenul? Care Schengen? Păi ăsta, păi cu... ce mai e de actualitate? Păi e, că ai noștri transportatori stau la cozi. Da, dar nu e din vina Schengenului. Vedeți că n-ați făcut investigațiile, eu ne-am făcut. Ministerul de Externe cu Ministerul Transporturilor special blochează transportatorii români tocmai pentru a-i prejudicia, a-i falimenta și a permite transportatorilor occidentali să preia transportul românilor. Și ce interes ar avea? Cum? Păi suntem neam de trădători. Ăștia sunt la putere, neamul de trădători. Păi de ce sunt atât de supărată și de ce sunt atât în vervă și mă lupt cu ei? Pentru că știu toate mișculațiile lor, v-am și spus, nu vom intra în Schengen, da? E o minciună, e o minciună electorală. Și li se spune transportbiților transportatori, credeți-mă că eu țin legătura cu ei, nu se dă voie de la Ministerul de Externe și Ministerul Transporturilor, pentru că s-ar putea face rute foarte ușor să treacă, bine mersi. Haideți să fim serioși, ucrainenii trec ca vodă prin lobodă. De, știe cineva ce e sub cerealele alea care și așa sunt modificate genetic și cu tot felul de azotat și așa mai departe, pesticide, droguri. Da.
Avem aveți, cea, îmi pare rău, citiți raportul Organizației Națiunilor Unite pe 2023. Întâmplător, eu sunt un om care citesc și mă documentez. Să vedeți ce spune raportul Organizației Națiunilor Unite. Așa, de acolo, de unde stă el cu minte. De când există războiul ruso-ucrainean și avem deschis portul Constanța, portul Constanța a devenit poarta de intrare a cele mai mari cantități de droguri existente vreodată, prin intermediul transporturilor ucrainene, care niciodată nu sunt controlate. Aici, iar eu am făcut interpelare și pe asta. Iertați-mă, sunt senator, eu nu mă joc. Da? Eu am acces la niște informații la care alții nu au. Și întâmplător, eu chiar mă duc peste ăștia să-mi dea informații. Nu se poate așa ceva. Păi da, am ajuns vârsta consumator. Deci din țară de trafic de droguri am ajuns țară consumatoare, mai avem puțin să ajungem producătoare. Vârsta copiilor, cea mai mică, nu e 13 ani. A ajuns la 9. Ce șanse au acești copii să mai trăiască? La 30 de ani sunt morți, sunt legume, sunt epave. Care-i viitorul României? Anul trecut, în ultimul raport de natalitate, aveam în primul semestru 73.000 de copii născuți. Făcându-se un calcul, s-a ajuns la concluzia că în 2080 nu vor mai exista români. Despre ce vorbim? Păi suntem pe prag de dispariție? Păi cât ori mai trăi eu și cât ori mai trăi oamenii adevărați români care luptă pentru țara asta, nu vom permite așa ceva. Există și un program de creștere a natalității. Nu trebuie să inventăm noi roata la căruță. Uitați-vă ce fac ungurii. Viktor Orban, domne, cât o fi ăsta de înjurat, cât o fi de extremist, ce probleme avem noi cu el, cu Dardealul, făcând abstracție de chestia asta. Dom'le, adoptă niște dispoziții extraordinar de bune pentru Ungaria și pentru maghiari. Ați văzut câtă grijă are Ungaria de cetățenii maghiari din afara spațiului Ungariei? Așa e. Păi, și noi unde suntem pe chestia asta? Suntem la cealaltă extremă. Suntem la cealaltă extremă. Deci, cine spun, e extremist? Eu sau ăștia de la putere care... Vedeți cum v-ați dat răspunsul? Ăștia sunt extremiștii. Extremist este cel care omoară 65.000 de români și aruncă în sași negri de plastic ca niște animale strivite pe marginea drumului. Ăștia sunt extremiștii. Ăștia au tupeu să vină acum și să spună poporului român dăm votul. Extremiștii ăștia care eu i-am anunțat, atenție că vaccinarea ucide. Și acum ies rapoartele și televiziunile mainstream, toate latrinele alea care pe mine mă înjurau, mă înjoseau că așa fac și acum și spuneau că sunt conspiraționistă și că nimic din ceea ce spun e adevărat și am salvat slavă Domnului peste 75% din poporul ăsta să nu se vaccineze. Da? Nu mai vorbim cât am făcut și în alte țări de a mai oprit pe acolo vaccinarea. Și vin acum și spun că raportul ăla pe care eu îl dădeam din 2021 e adevărat? Cine și-a cerut scuze de la Diana Șoșoacă pentru toată denigrarea de care a avut parte și cenzura pe toate canalele mediatice? Cine și-a cerut scuze? Am avut dreptate, am salvat oameni de la moarte și mă mândresc cu asta. Bravo mie! Felicitări dacă ați salvat vieți. Da. Aveți multe femei în partid? Enorm. Și mai ales după scandalul mediatic de acum, da, auziți, aveam câte 3.000 de adesiuni pe zi. Să dominați toți bărbații. Dar nu-i domin, colaborez. Nu-i speriați? Că sunteți așa destul de dură. Îi sperii pe nenorociți. Păi că ești nenorocit, te sperii de justiție, nu? Când o să fiți aleasă, o să aveți un limbaj mai diplomat, mai... Depinde. Nu, mă refer într-o funcție când mă duc în diplomație, în relațiile cu alte țări, limbajul este extrem de diplomat. În rest, două secunde. Nu, sunt aceeași persoană, numai că mă raportez la fiecare capacitate de înțelegere. De exemplu, cu samuraii te comporți după codul samuraiilor, cu infractorii te comporți ca și cu infractor, pentru că nu te poate înțelege, să știți. Și ajungem să vorbim ca Eminescu, deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Cam așa ceva. Domnul Șoșoacă, e vorba de mult analfabetism funcțional, să știți, în Parlamentul aici, României. Da, tind să deci, vă dau dreptate și nu numai acolo. Mă rog, eu mă refer unde sunt constrânsă să trăiesc câteva zile bune din viața mea, pe care mi-o distrug alături de un grup infracțional organizat, pe care încerc să-l dezintegrez. Am înțeles. Sunteți foarte prezentă pe social asta, media. Nu numai social, și în viața socială a oamenilor. Eu sunt într-o continuă mișcare. Eu sunt perpetuum mobile. Cum a fost asta cu permisul ridicat, cu viteza? Un abuz. Eram foarte mulți în șir,
Pe mine, am văzut eu pe TikTok făcut un film că aici ai 70, aici ai 40 și aici imediat a fost oprită. Nu e adevărat. Am fost oprită după 4 km de unde zic ei. Era o mașină, numai pe mine din tot cârdul ăla m-au tras pe dreapta, mi-au luat carnetul, i-am filmat și se vede foarte clar că după ce au tras liniile acelea, nu mai vrei să voie să scrie, am mai scris încă două rânduri peste linii, au refuzat să scrie obiecțiunile mele, dom'le, eu îmi fac probele, nu stau după ei. Dar cât aveți pe... Păi dar n-aveai cum să ai în jur de 40-50 pentru că eram bară la bară, s-a mers și cu 20 la oră. S-a zis că ați avut 100 și ceva la oră. Nu există, domne, n-a vrut să-mi arate nici înregistrarea. Nu a vrut, a zis că n-au, nu pot. Cum nu poți? Nu, că asta a apărut ca știre. Da, păi da. Diana Șoșoacă prinsă cu 110 la... Lăsați știrea, ăla-i comunicatul lor de presă. Noastră mai aveți încredere în poliția română? Un singur polițist adevărat mai are România. Valer Covaci, care se luptă de ani de zile împotriva acestui sistem corupt, este ba dat afară, se duce în instanță, revine, le face plângeri penale, le face dosare penale, oprește pe oricine. Deci, are live-uri în fiecare zi și învață pe oameni care sunt drepturile lor, ce trebuie să facă o polițistă și învață și polițiștii. Cât mai aveți un avion? Nu, habar n-am, nu știu, că eu vorbesc tot timpul. Cât mai avem? Păi pierde avionul, doamna Șoșoacă, nu? Cât este ceasul? 3 fără un sfert? E, cam ar trebui să ne oprim să pot să îți zic vreo 5-10 minute mai am și pe urmă să mă pregătesc și eu. Vor fi alegeri interesante. O, va fi măcel. Și probabil cele mai importante alegeri din ultimii 34 de ani. Credeți-mă, este totul sau nimic. Dacă nu reușim acum naționaliștii să câștigăm alegerile, să preluăm conducerea, nu va mai exista România și mi-asum ceea ce vă spun. Nu vor mai exista. Cine spune, vai, 2028, 2028 nu mai există pe hartă. Ascultați-mă, România nu va mai exista. Nici ca popor, nici ca stat. Nu alterează comasarea asta a alegerilor voința? Comasarea alegerilor este tot un anus contra naturii, este neconstituțională. Eu am avut o emisiune destul de grea pentru că a trebuit să vorbesc din punct de vedere juridic, dar știți că eu mă pliez pe limbajul oamenilor simpli care nu știu limba, vorba aia, nici specialiștii nu știu limbajul. Mergeți cu un limbaj, hai să spunem deci colombian. Există o decizie... Vorbesc de o decizie a Curții Constituționale 51 din 2012, în care s-a menționat, și atunci a fost o problemă, această comasare nu îndeplinește criteriile de constituționalitate, mai mult decât atât, nu respectă nici recomandările Comisiei de la Veneția. Vedeți că această Comisie de la Veneția este aplicată, recomandările ei sunt aplicate atunci odată când au ei nevoie. Deci când au nevoie, să spuțin, e obligatorie. A atacat cineva, nu? Dacă nu mă înșel. Da, se nu știu dacă a atacat direct, știu că s-a atacat prin avocatul poporului. Mă îndoiesc nu că se va... Bineînțeles, nu, că doamna Weber de mult nu mai lucrează pentru români. Bine că a lucrat atunci în 2020-2021, dar de atunci de când au încercat să o dea jos și, mă rog, am luptat să o repun acolo, crezând că va milita în continuare pentru drepturile noastre și am reușit cu civicii să o repun și să o menținem, după aceea a trecut într-o stare de adormire. Ce să-i zicem? Somn liniștit. Și ne dorim un avocat al poporului, cel puțin cum a fost în 2020 și 2021. Dar această comasare a fost făcută, vă dați seama, în primul rând, europarlamentarele cu localele. Gândiți-vă că sunt 5 formulare. Sunt foarte mulți oameni care nu știu nici să voteze, ce înseamnă europarlamentare, cum să voteze. Gândiți-vă ce stufăriș va fi. Dar nu e problema. Știți de ce s-a inventat asta? Da, s-a inventat din cauza Dianei Șoșoacă și SOS România, credeți-mă. Mă rog, dar eu știu din interior. Cei de la urzi că din cauza lor. Ei sunt PSD 2, ce să Dumnezeu. Ei sunt partii parlamentari, au oameni în secții, deci de ce? E vorba de Diana Șoșoacă și de SOS România, care au o creștere fulminantă și cumva trebuie să-i oprești într-un fel. Cum? Micșorând numărul de votanți. Cum? Păi una e să poți să te duci cu un singur formular și să pui pentru europarlamentare. Doi la mână, atenție, există și un ordin de la Uniunea Europeană. Pentru că în urmă cu o lună a fost depusă în Parlamentul European o rezoluție numită amendamentul Șoșoacă. Să nu mi se primească candidatura mie și a unor tipuri de oameni de tipul meu, vezi, doamne, rusofil, putiniști. Cum o-i demonstrat tu că eu sunt rusofilă sau putinistă? Chiar
aș vrea să văd chestia asta, pentru că le voi cere multe daune, credeți-mă. Doi la mână, dacă cumva ni se admite candidatura, să nu avem aceleași drepturi ca ceilalți europarlamentari. Pe unde e egalitatea în fața legii? Da, așa este, e depus și se numește amendamentul Șoșoacă, depus de către unul de la USR, nici nu-i dau numele, la care s-au aliniat Renew Power EU. Adică ăștia cu părinte 1, părinte 2, deci anormalii lumii. Bun, deci pentru Baia Mare pregătiți o surpriză? Da, pregătesc, da. Aveți mai vă pregătesc maramureșenii dumneavoastră. Nu, că aici va fi bătălie mare. Eu voi mai veni. Îi mai las o săptămână, două, după care voi ce reveni. Ce criterii o să alegeți viitorul candidat? Meritocrație. Adică în primul rând, un om profesionist, da, da, da. Obligatoriu, experiență de viață. Contează averea? Nu. Ce legătură are averea? Păi tu că ai realizat, că ai făcut ceva. Da, uite, eu de exemplu nu am vile, n-am mașină de 100.000 de euro, umplu cu o mașină de 12.000 de euro din 2018, pentru care tot maică-mea mi-a dat bani și trebuie să-i dau banii înapoi. Deci despre ce vorbim? Portretul robot, deci meritocrație, nu? Meritocrație. Deci, în primul rând, ce a realizat el în viață? Care se încadrează? Sunt foarte mulți. Aveți niște cam oameni extra... Foarte pentru mulți. Pentru Baia Mare, doamna Șoșoacă, acum foarte mulți. Sunt foarte câți mulți. Aveți? 2, 3, 5? Dar nu e așa. Am cunoscut ieri, de exemplu, 40 de oameni care toți sunt foarte bine pregătiți, au o experiență de vastă extraordinară, sunt profesioniști, sunt apreciați în comunitatea lor. Ei, băibărenii își vor alege, membrii de aici își vor alege reprezentantul. Să știți că avem niște membri de foarte bună calitate. Spreți-mi, din numele vehiculate, cred că știți deja, pe la Baia Mare, da. V-au bătut la ușă? Da. Mulți? Da, mă nebunesc toți. Și le-am spus drum bun cale bătută, nu sunteți. Niciunul nu se încadra? Nu. Nu, hai să fim serioși. Unul care se apropia, să spunem. Nu se apropie, se apropie de mine și parmă fug. Nu, portretul robot, dacă se apropie de ceea ce vă doriți dumneavoastră pentru Baia Mare. Noi nu facem portrete robot, ăștia de la putere, extremiștii ăștia fac portrete robot. E greu cu dumneavoastră, e greu. V-am spus, de-aia fug toți. De-aia cu Schengen-ul tot nu mi-ați spus. Cum o rezolvați cu nehamă? Dar nu o să ai nevoie de așa ceva, le impui respect. În primul cum? Rând... Cum, doamna Șor, ce le faceți? Păi n-am și eu un drept de veto? Austria nu are aici, în România... Interese peste interese? Păi, cel mai mare investitor străin. Da. Din câte știu eu. Și ce câștigăm de pe urma lor? Taxe impozite. Care? Că au nu știu câte milioane de euro și nu le dau. Haideți să fim serioși. Ați văzut că a început ANPC-ul, da. Protecția consumatorului, să le controleze pistoalele alea de... Da, și cât le dă amendă? 10.000 de lei, pe bune. Haideți, vă rog frumos, așa se face ordine în România? Prostină. Cu 10.000 de lei? Când mai veniți la noi? Cred că în vreo 2-3 săptămâni vin și o să stau atunci cam un weekend, atunci chiar 4 zile. Sper că ne dați și numele. Mă mai gândesc să vedem. Depinde cât de oportun e. La județ? Aveți deja candidat sau tot în elaborare? Da, chiar am vorbit ieri și sunt câțiva care s-au înscris. O să fie concurs, să știți. Da, dați-mi un nume măcar. Dar nu pot să vă dau un nume. Pe județ mi-ați dat, nu pe domnul Iuga. Dar nu o să vă dau eu. Uite, data viitoare vin și cu reprezentanții SOS Maramureș și o să vă dea ei. Deci două lucruri pe care le știam. Domnul Iuga, nu? La județ? Da. Și domnul Mureșan la Baia Mare. O să-și aleagă ei pentru Baia Mare. Păi și la județ au ales? N-au ales. Ieri le-am refăcut organizația județeană. Am refăcut totul din temelii. Respectivii au votat pe președinte. Urmează să-și facă organizația Baia Mare. De aici unde mergeți? De aici mă duc la București și noaptea asta plec spre Craiova, pentru că mâine am regional la Craiova și de luni am un tur al Europei unde sunt invitată de partide naționaliste care deja ajung la guvernare și primul om politic al Europei pe care l-au invitat a fost Diana Șoșoacă. O să aveți niște surprize foarte frumoase. Le vom da. Bun, așteptăm cu nerăbdare să ne spuneți numele candidaților la județ și la primăria Baia Mare. Cu drag. Așa, probabil. Dar o să le permit celor de aici să-și prezinte, așa mi se pare corect. Să știți că eu nu trec peste președinții mei de județene. Îi respect foarte mult, le mulțumesc din suflet că au venit în acest proiect, în această mișcare de eliberare națională și de trezire a conștiinței. Îi respect, nu mă bag, nu le impun. Noi vorbim, colaborăm, treceți departe de mizeriile acestea mediatice care scot numai invenții. Gândiți-vă că avem oameni care sunt împreună și alături și în SOS România
am rămas din 2020 împreună și am pus bazele acestui partid. Deci, cum? Erau ținuți cu arcanul? Cu ce erau? Nu e, haide să fim serioși. Zbor ușor să aveți. Doamne ajută! Și în alegeri. Și asta rămâneți cu bine și să ne revedem cu Doamne bine. Doamne ajută! Și să vă ferească Dumnezeu de tot ce e rău, să vă aducă numai bine și bunăstare, că și țineți Maramureșul ăsta. Țineți Maramureșul ăsta să fie floarea. Și pace frumoasă. Să fie. Pace. Că nu mai vorbește nimeni. Nu. Sunt unica persoană care vorbește despre pace. Gândiți-vă că primul memoriu din lume despre pace eu l-am făcut la sfârșitul lui februarie 2022, după ce a început războiul. Neutralitate pentru România, pacea de la București, cu care am mers mai departe în Europa. S-au alăturat acestui memoriu foarte multe asociații internaționale și foarte multe partide naționaliste. Și să știți că am reușit să să avem un cuvânt de spus la nivel mondial. Mulțumesc tare mult, stimați telespectatori, Diana Șoșoacă, președinte SOS în... Și eu mulțumesc. Era să zic în studiourile Maramureș TV, în studiourile în natura Maramureșului. De la Maramureș TV. Mulțumesc tare mult, atât pentru astăzi, numai bine. Mulțumesc, Doamne ajută.